Orice variantă în afară de jocul la victoria al Gloriei iese din discuție. Este afirmația capitanului Gloriei, Ciprian Petre, în cadrul unei conferințe de presă. Nu, la noi cu Senat o să mergem să câștigăm, pentru că o să fim matematic, cred. La o victorie o să fim matematic. Orice ar rezultat în afară de victoria Gloriei ar naște suspiciuni, cu toate că Râmnicul a fost prima echipă care a învins Oțelul în acest sezon. Pentru CSM, cele trei puncte puse în joc sâmbătă ar reprezenta o gură de oxigen vitală în lupta pentru evitarea retrogradării. Râmnicenii s-ar apropia la un singur punct de principala contracandidată AFC Botoșan 2. Obiectivul nostru, pe lângă cel de a promova, mai este în continuare să nu pierdem până la sfârșit. Suntem singura echipă neînvinsă din Liga 3. Și să rămân în Liga 3. La 3 puncte cu voi ar fi o mare gură de oxigen. Știu, Andrei, dar fiecare cu... Da, e, da. Casele de pariuri nu s-au sesizat deocamdată sau nu au luat în considerare un eventual meci aranjat. Gloria este dată ca favorită clară, cu o cotă de doar 1,15 la victorie, în timp ce o victorie a râmnicenilor este cotată cu 11.